Fraților, vara trecută am dat peste o carte scrisă de Radu Portocală, istoria întortocheată a jaguarului albastru, care descrie ceea ce pare a fi un roman de aventură și călătorii, dar de fapt e povestea unei mașini, jaguarul regelui Mihai. În 1922, William Lyon bate palma cu William Walmsley și creează societatea Swallow Sidecars. Nu înghițeau mașini, produceau atașe de motocicletă. 5 ani mai târziu, băieții se satură să facă atașe și se apucă de construit mașini. Tot felul de alte lucruri se întâmplă, Walmsley părăsește afacerea, Lyon se asociază cu firma Standard, dând naștere companiei Standard Swallow. În ciuda numelui de vedetă porno, ăștia produceau cele mai elegante mașini ale vremii, de o frumusețe incredibilă și în serie limitată. E vorba de seriile de mașini SS, SS1, SS2, SS90 și SS100, adică modelul care ne preocupă pe noi. Unele dintre modelele produse erau numite din când în când Jaguar. În timp ce ăștia construiau mașini, la noi, marele voievod Mihai se pregătea pentru un moment important. Urma să împlinească 16 ani și să intre în armată, conform tradiției familiale. Din moment ce regele nostru era pasionat de mecanică, guvernul României a decis să-i ofere în dar un automobil. Au apelat la firma bucureșteană Anglocar și au ales modelul SS100, rezervând capul de serie, adică prima mașină din cele 116 care au fost produse între 1937 și 1941. Și mai important e faptul că aceasta e mașina pe care apare pentru prima oară faimosul Jaguar. Pe scurt, regele Mihai a primit cadou prima mașină SS100, prima pe care apare un Jaguar și una dintre cele mai frumoase mașini ale anilor 30. Uite câteva date tehnice pentru pasionați. Motorul are 6 cilindri în linie, cu o capacitate de 3485 de centimetri cubi, dezvoltând 125 de cai putere la 4250 de ture pe minut. Putea atinge viteza de 164 de kilometri pe oră și avea un consum mediu de 14 litri la 100 de kilometri. Mult mai multe detalii găsiți în carte. Fiind primul model din serie, după ce au construit-o, au fotografiat-o în fața fabricii pentru campaniile de reclamă ale firmei. Când regele a împlinit 16 ani, a avut loc o ceremonie de intrare în armată la Sinaia și tot atunci a primit și mașina. A fost mașina sa favorită, o folosea alături de un BMW 328, dar prefera Jaguarul pentru că BMW-ul avea obiceiul să iasă din viraje. Toate bune și frumoase până când a început al doilea război mondial. În timpul războiului, regele se urca la volanul Jaguarului și mergea la Brașov, unde lua lecții de zbor la uzinele IAR, Industria Aeronautică Română. Piloții de încercare de acolo îi admirau mașina și doi dintre ei sperau să o poată cumpăra. Primul, Alexandru Irimescu, n-a avut curajul să-i facă o ofertă regelui. Al doilea era faimosul Alexandru Frim, cunoscut sub numele de Dudu Frim, unul dintre cei mai talentați aviatori români, care l-a învățat pe rege să zboare și care a cumpărat mașina de la el în februarie 1945 pentru suma de 500.000 de lei. Mașina a mai trecut prin mâinile lui Toma Suciu și în final a fost cumpărată de Radu Portocală, autorul cărții. Omul descrie mult prea frumos cum s-au întâmplat toate astea, așa că o să vă citesc direct din carte prima parte a poveștii. Citat. În peisajul monoton și absolut neinteresant al presei românești din timpul regimului comunist, apariția paginii de mica publicitate în România Liberă a constituit un eveniment cu totul neașteptat. Fiecare putea găsi acolo ceva care, măcar în teorie, îl interesa. Doamnele de o anume vârstă, de pildă, citeau în fiecare zi rubrica Decese, iar bunica mea nu făcea excepție de la această regulă. După ce își termina funebra lectură, îmi venea și mie rândul să parcurg în mod cu totul inutil de altfel vânzările de mașini. Astfel, într-o bună zi a primăverii lui 1972, am descoperit un anunț care m-a lăsat mut de uimire. Automobil sport Jaguar SS100, model 1936, 3,5 litri, piese integral originale, stare, funcționare, telefon 72391, zilnic 16-18, Oradea. Nu încăpea nicio îndoială. Era cu siguranță mașina regelui Mihai. Nu putea să fie altfel. Mi se vorbise despre ea și chiar, după cum o să povestesc mai încolo, o văzusem și admirasem în copilărie. N-am îndrăznit să telefonez de acasă, pentru că nu mă îndoiam că ne erau supravegheate convorbirile. Abia spre seară, cu sufletul strâns de emoții, aflându-mă la un cuplu de prieteni, am sunat în sfârșit la Oradea, unde era pus în vânzare Jaguarul. Firește, ar fi fost o adevărată nebunie să întreb dacă era vorba de mașina regelui. Așa că decisesem să-l amintesc pe cel de-al doilea proprietar, inginerul Alexandru Frim.
Mi s-a răspuns că mașina fusese, într-adevăr, și a lui. Totul era limpede. Nu mai rămânea decât să aflu prețul pe care îl cerea actualul proprietar. Răspunsul mi-a înghețat sângele. 70.000 de lei. Exact cât costa o Dacia 1309. Salariul meu era de 1.200 de lei. M-am întors acasă într-o stare de agitație extremă, făcând planuri absurde și încercând să-i implic pe părinții mei în ipotetica lor realizare. După câteva zile, excedați de insistențele mele, ei au sfârșit prin a-mi interzice cumpărarea României Libere. Bunica mea nu mai putea să afle cine a murit, iar eu rămâneam cu gustul neplăcut al unui vis eșuat. Am încheiat citatul. Un an de zile omul nu a mai citit ziarul și era convins că în timpul ăsta mașina a fost vândută. Într-o zi, când bunica a cumpărat ziarul, a căutat din nou în rubrica vânzări de mașini și, culmea, anunțul era tot acolo. Mai târziu a aflat că fuseseră publicate doar două anunțuri, adică am putea spune că, într-un fel, mașina asta i-a fost predestinată. Înainte să o cumpere, s-a întâlnit cu Alexandru Frim, al doilea proprietar al mașinii, care i-a povestit câte ceva din istoricul ei. Și aici sunt surprinzător de multe povești interesante cu raliul Monte Carlo, la care nu a ajuns, accidentele prin care a trecut mașina și altele. Cei interesați de toate întâmplările pot citi cartea. Eu o să vă spun doar una. Într-o dimineață, în timp ce era în drum spre IAR, motorul mașinii a luat foc, probabil din cauza că unul dintre carburatoare pierdea benzină. În loc să se oprească, Frim a accelerat, mergând cu viteză și cu mașina în flăcări către uzină. Paznicii au văzut de la depărtare ce se întâmplă și l-au așteptat cu extintoarele pregătite. Au reușit să stingă focul fără să strice motorul, dar mașina a trebuit să fie revopsită, de data asta din albastru original în negru. Pe Dudu Frim l-au arestat în 1950, pe motiv că a fost o slugă fidelă a fostei familii regale. După ce a ieșit de la închisoare, l-a căutat un elvețian care i-a oferit 10.000 de dolari pentru mașină. Pe vremea aia era o sumă mare. Până la urmă a vândut mașina tânărului avocat Toma Suciu. Și aici mașina a trecut prin tot felul de întâmplări ciudate. A fost dezmembrată, au încercat să o fure, au întocmit actele târziu și așa mai departe. Și uite cum în 1973 intră în scenă Radu Portocală, care nu are 70.000 de lei, dar nu poate renunța la ideea că mașina asta va fi a lui. Merge să vadă Jaguarul, care se află într-o stare oribilă și e vopsit galben. Își dă seama că singura lui șansă este să ceară ajutor unor rude din Grecia. Chestie dificilă din moment ce țara noastră era în plin comunism și nu te lăsau ăștia să faci așa ceva. Nu putea să le scrie că are nevoie de bani, așa că a folosit o hârtie specială pentru corespondență, liniată verde și cu un model deosebit. A scris o scrisoare normală și, la final, a tăiat ultima parte din hârtie. Pe bucata ruptă a scris că are nevoie de 2.000 de dolari. A trimis scrisoarea rudelor din Grecia și bucata ruptă a dat-o unui văr din Germania, pe care l-a rugat să o înmâneze rudelor din Grecia. Spera ca oamenii să-și dea seama de unde vine hârtia, cine a scris mesajul și să înțeleagă tot. Culmea, a funcționat. Banii au ajuns, a mai adunat niște sume de la părinți, a mai făcut câteva mișcări și, în final, avea o servietă cu 70.000 de lei. A cumpărat un bilet de avion și a dat fuga la Oradea. În aeroport, un milițian i-a controlat servieta, fără să îi se facă vreun necaz. La Oradea, renegociază nițel, bate palma și pleacă cu mașina. Drumul până la București era lung. Frânele mașinii erau neschimbate din 1948. La fel și discul de ambreiaj, cauciucurile și multe alte componente. Călătoria a fost dificilă, dar oriunde mergea, lumea se strângea în jurul mașinii să o admire. Mai mulți milițieni l-au oprit, dar în loc să-l agreseze, cu toții au fost amabili și i-au pus întrebări legate de mașină, motor și alte date tehnice. În București, pe lângă piața Rosteti, un milițian l-a rugat să-l lase să conducă și el nițel Jaguarul. Omul l-a refuzat politicos. Următoarele săptămâni, mașina a rămas parcată în drumul Taberei. Acolo, între dacii și mașini Volga, Jaguarul ieșea în evidență. Vecinii se uitau cu suspiciune. Treaba nu era tocmai bună. Așa că Radu Portocala a apelat la prieteni și cunoștințe și a ținut mașina prin mai multe curți bucureștene. Jaguarul trebuia restaurat sau măcar reparat, dar piese englezești nu se găseau în România comunistă și nici nu puteai să faci comandă. Urmează o etapă tipică pentru țara noastră pe vremea aia. Mulți oameni se strâng, studiază mașina și încep să facă piese. Un strungar face șuruburi și piulițe pe filet englezesc. Un sudor reface țevile și cele două tobe de eșapament și așa mai departe. Din păcate, fără documentația necesară, reparațiile nu sunt foarte eficiente.
Prin 7-7 începe să-l ancheteze securitatea. E panică, familia apelează din nou la rudele din Grecia și, după multe eforturi, pleacă din țară împreună cu familia. Mașina rămâne aici. Ajuns în Grecia, omul se apucă să scrie autorităților că dorește să primească mașina. Autoritățile îl ignoră până când, într-o altă scrisoare, le scrie că ar dori să știe în baza cărui document îi fusese confiscată mașina și amenință că va apela la justiția internațională pentru a rezolva situația. O lună mai târziu, mașina îi vine cu trenul. Ce urmează e cel puțin la fel de incredibil, dar, din păcate, nu vă pot povesti totul aici. Pe scurt, tot felul de peripeții cu amatori de mașini rare, garaje, cluburi auto, restauratori și așa mai departe. După eforturi imense, mulți ani mai târziu, Jaguarul e restaurat. Apoi, în 1991, la Paris, regele Mihai și-a revăzut fosta mașină. N-o mai văzuse de 47 de ani. Citat. Reprezentanții presei așteptau deja acolo cu camerele și aparatele de fotografiat pregătite. Am deschis portiera și l-am rugat pe rege să se așeze la volan. Unul dintre ziariști a sugerat să fie demarat motorul. Regele a răspuns cu un neașteptat dacă e de acord proprietarul. I-am întins imediat cheia de contact și, în clipa următoare, a răsunat zgomotul plin, rotund, al celor 6 cilindri. Îmi amintesc de un tehnician care s-a repezit cu un microfon lângă țevile de eșapament. Până la urmă s-a dovedit că întreținerea mașinii devenise pur și simplu prea scumpă, așa că domnul Radu Portocal a fost nevoit să-și vândă Jaguarul. Cam atât pentru astăzi, cartea merită citită. Niciodată nu m-am imaginat că o mașină poate trece prin atâtea aventuri. A fost cea mai frumoasă mașină a regelui Mihai, Dumnezeu să-l ierte.